Grădinița Albinuța din satul Vârzărești, raionul Nisporeni, se renovează cu suportul financiar al Guvernului României. Instituția beneficia de lucrări pe interior și două blocuri sanitare, ce se renovează capital. În curând, copiii vor fi asigurați cu apă caldă, rece și lavoare noi, fiindu-le asigurat confortul și siguranța maximă. Entuziasmată, directoarea grădiniței apreciază susținerea Guvernului statului vecin și promite că toate lucrările vor fi demarate la nivel înalt. Ea recunoaște că încă sunt multe de făcut și că lucrările vor fi finisate mai târziu de termenul preconizat. Grădinița este frecventată de 160 de copii. Situația din țară a dat peste cap activitatea educațională, cu păreri de rău. Noi avem o bucurie, fiindcă suntem beneficiarii proiectului RO4, de unde urmează să fie schimbate două blocuri sanitare în stil european, să beneficiem de apă caldă, cu niște condiții mai adecvate. În perioada anului de învățământ 2018-2019 am fost telefonați de la Direcția de Învățământ Nisporeni, mulțumim lor pentru a ne include în proiectul dat. Ni s-a spus că urmează să beneficiem de proiectul RO4 cu în sumă de 160.000. Ne-am gândit, am fost întrebați ce am vrea să schimbăm în instituții, unde noi, văzând suma că nu ești atât de mare, știind cheltuielile care noi am mai făcut lucrări și știm ce cheltuieli urmează pentru ca să facem o reparație, am vrut poate ceva mai mult, însă ne-am limitat doar la blocul sanitar din două grupe. Văzând divizul de cheltuieli și comparând, văzând ce lucrări urmează să fie, nu erau stipulate identici lucrările. Noi o să punem din buget, din economiile bugetului, suma necesară ca să fie reparație identică, să nu fie deosebire între blocuri sanitare de la un grup și la alta. Primarul comunei se arată mândru de realizările efectuate și aduce mulțumire Guvernului României pentru suportul continuu din partea acestuia. Edilul menționează că administrația locală este și va fi alături de administrația grădiniței cu suport financiar pe perioada proiectului, dar și în afara acestuia. Acesta susține că administrația locală acoperă toate cheltuielile ce țin de asistența tehnică și siguranță. Grădinița Albinuța din satul Vârzărești beneficiază de un grant foarte important din partea Guvernului România. Se numește el lucrări civile și constă din reparația a două blocuri sanitare în două serii de grupe, unde este de mai mult așteptat de către administrația grădiniții, primărie și de cei care lucrează, activează într această instituție, educatori, copii, părinți. Mi bucură faptul că, într-adevăr, din cele peste 100 de grădiniți din Republica Moldova a beneficiat și grădinița Albinuța de acest proiect, de acest suport financiar. Suntem recunoscători Guvernului României pentru aportul care l-a adus Republicii Moldova, inclusiv și nouă ca comunitate. Noi anterior am mai avut un proiect finanțat de către Guvernul României, merge vorba despre acoperișul, reparația acoperișului completă a acestei instituții, reparația gardului. Sperăm și în continuare să beneficiem de suport financiar din partea vecinilor de peste Prut. Sperăm într-un timp foarte scurt antreprenorul să-și onoreze obligațiunile, să cât mai repejor și calitativ, ca să poată instituția da start activității și să decurgă sau să demareze ciclul educațional. Grădinița Albinuța a fost construită în anul 1973 și niciodată nu a beneficiat de o reparație capitală totală. Administrația speră că vor mai câștiga proiecte finanțate de Guvernul României pentru a acorda copiilor și angajaților condiții europene în cadrul întregii instituții. Grantul oferit de Guvernul României este gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova.